felicitări pentru victorie, cum a fost? Mersi. Da, era un meci destul de dificil. Am mai jucat împotriva lui Sa și lui Mertinac, dar nu împreună. Mai ales că, jucând împotriva noastră, eram favoriții 1, nu aveau ce pierde și părea o echipă periculoasă. Ne bucurăm că am terminat în două seturi. E singurul român care a rămas în competiție. Simți așa o povară pe umerii tăi să încerci să câștigi acest turneu? Mereu am o mică povară pe umerii mei aici când joc la București. Îmi doresc tot timpul să ajung în finale să câștig titlul aici, la mine acasă, în fața familiei și în fața prietenilor. Dar deocamdată o să încerc să-mi controlez aceste emoții și să facem un joc bun în semifinale, să ajungem măcar în finală. Simți ceva special când joci pe această arenă și ai românii alături de tine? Da, bineînțeles, am crescut pe acest teren. Când aveam 12 ani, veneam să mă uit la turneu, veneam din Constanța să mă uit la turneu. Deci am amintiri frumoase, e turneul la care am cele mai multe participări. Și fiind atâția prieteni în tribună, îmi doresc mereu să câștig aici. Ce vei face dacă vei câștiga turneul? Vei sărbători într-un fel aparte? Cu siguranță. Cred că ieșim în oraș și ne îmbătăm cu toți.